sunt Antonia, este asistenta mea Georgiana. Iar colega noastră Ramona filmează. Astăzi vă vom prezenta un experiment numit acul plutitor. Avem nevoie de două oace, două recipiente cu apă și o bucată de șervețel. În primul rând vom demonstra că un ac normal nu plutește. Acum luăm bucata de șervețel și acul și le punem pe apă. Așteptăm ca șervețelul să se umezească și să se scufunde. După cum vedeți, acul plutește. Acum, ușor vom încerca să extragem bucata de șervețel. Astfel observăm că acul plutește singur, datorită tensiunii superficiale a apei care îl menține la suprafață. Experimentul următor se numește lumânarea magică. Avem nevoie de un pachet de chibrituri, un pahar transparent, o lumânare și un recipient cu apă. Acum, asistenta mea va aprinde lumânarea. Vom introduce lumânarea în recipientul cu apă. Și apoi o vom acoperi cu paharul transparent. Lumânarea se va stinge din cauza lipsei oxigenului, iar astfel apa se va ridica în pahar datorită vidului creat. Pentru acesta se numește 3 chibrituri. Bineînțeles, avem nevoie de 3 chibrituri așezate în formă de triunghi. Avem nevoie și de un al patrulea care să le aprindă pe celelalte de jos. Observăm că flacăra a fuzionat, iar bățul de jos se ridică datorită diferenței de temperatură, care creează o diferență de tensiune. Acestea au fost experimentele pentru ziua de astăzi. Vă mulțumim pentru vizionare! Noi suntem Antonia, Georgiana și Ramona.